Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, 13 octombrie, suntem în orașul Comănești pentru o sărbătorie pe doamna Sultana, care împlinește o frumoasă vârstă. Surpriză din partea nepoților și a strănepoților săi. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Sultana? Da, eu sunt. Putem intra un pic la dumneavoastră? Nu, aduce surpriză. Ne știți la dumneavoastră? Cine a făcut surpriza asta? O să vedeți. Optimul, chiar o fac. Optimul, educație. Cine cream că mi-a făcut surpriza asta? Vă început să nu mi-a spus să dau căciua. Intrați în sufragerie. Hai, fetițe, și tu. Doamna Sultana, este ziua dumneavoastră astăzi? Da, este. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, Doamne, da, mulți-am. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, Doamna Sultana să trăiască, Sultana să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, doamna Sultana, puteți să o aplaudați? Noi suntem echipa Livrăm Zâmbete Bacău și în această zi specială, cineva care vă iubește din toată inima, ne-a trimis la dumneavoastră cu o surpriză. Cine credeți că ne-a trimis? E din parte sau e de aici? Dumneavoastră, spuneți așa la cine v-ați gândit, cine vă iubește foarte mult și vă respectă? Nelu, oare? Nelu? O să vedeți dacă am venit din partea dânsului. Mai aveți așa până... Doamna Sultana, o să aflați un pic mai târziu. Deocamdată vă rugăm să țineți tortul, să rămâneți cu el. Și avem pentru dumneavoastră și un superb aranjament. O să-l așezăm aici pe vază. Și bineînțeles o șampanie să o beți alături de cei dragi astăzi, în această zi deosebită. Da, vă mulțumesc frumos să rămână. Pe lângă toate aceste cadouri, noi mai avem o melodie. Cel puțin să-și dă căciula jos. Lasă așa, că ești frumoasă cu căciula. Avem o melodie și un mesaj din partea celor care ne-au trimis astăzi la dumneavoastră și după ce o să le ascultați, o să vă dați seama exact cine au fost complicii noștri. Da. La mulți ani, măicuță!
doamna Sultana, și avem și un mesaj spus din suflet pentru dumneavoastră, care zice așa: draga noastră, astăzi ai mai adăugat încă un trandafir în buchetul vieții tale. Noi, cei care te iubim foarte mult, îți dorim multă sănătate, bucurii, să ai parte de clipe cât mai fericite și vrem să știi că ești pentru noi ca o mamă. Te iubim foarte mult, la mulți ani! Și acum o să vă zicem și din partea cui am venit cu mare drag, din partea nepoților Liliana, Aurel, Alexandra, Julian și a strănepoților dumneavoastră. Ei sunt cei care ne-au trimis astăzi, pentru că vă iubesc foarte mult și vă consideră ca și o mamă, ca și mama lor. Doamna Sultana, dacă doriți să le transmite și lor câteva cuvinte, nepoților, strănepoților. Ce să le doresc? Multă sănătate, liniște și pace. Dacă e liniște și pace și sănătate, e cele mai importante lucruri. La mulți ani și din partea noastră, sănătate vă dorim și noi. Și acum vă rugăm un pic să mai luați încă o dată tortul. Mulțumim. Așa, dați un pic să vă ajut. Pentru că vrem să aprindem și lumânările. Să-l țineți așa cu fața. Să aprindem lumânările și până le aprind, vă puneți o dorință în gând și apoi suflați în lumânări să se îndeplinească dorința dumneavoastră. Puteți să suflați în lumânări. Aplauze pentru doamna Sultana, să fiți sănătoasă și să aveți o viață lungă, plină de bucurii. Să fiți sănătoasă. La mulți ani.